Conform datelor raportate de Institutul Național de Sănătate Publică, în săptămâna precedentă a fost înregistrată a doua săptămână epidemică din acest sezon gripal, cu activitate gripală cu un trend crescător. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că decizia autorităților privind suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ, în data de 25 ianuarie 2019, reprezintă un act de mare responsabilitate față de elevi, angajații din educație și familiile acestora, în condițiile în care țara noastră se confruntă cu riscul apariției unei epidemii de gripă. Credem de asemenea că, la nivelul fiecărui județ, inspectoratele școlare, alături de direcțiile de sănătate publică și medicii de familie, trebuie să gestioneze cu grijă această situație, astfel încât numărul cazurilor de gripă să nu se extindă. Totodată avem convingerea că această întrerupere obiectivă a cursurilor din data de 25 ianuarie 2019 nu va afecta acoperirea integrală a programelor școlare și conducerile unităților de învățământ vor găsi soluții pentru aceasta, se arată într-un comunicat de presă al FSLI.